Creșterea temperaturilor a determinat municipalitatea ploieșteană să ia câteva măsuri specifice împotriva caniculei. Ca în fiecare an au fost identificate zone de trafic intens din oraș unde au fost montate corturi cu dozatoare de apă rece. Am amplasat în municipiul Ploiești în 3 locații, marea majoritate în zona centrală, zona pietonală, parcul din fața Palatului Administrativ, zona pietonală din fața Casei Sindicatelor, 3 corturi în care populația poate să servească apă. De asemenea, sunt alte 3 locații care, în colaborare cu operatorul de apă din municipiul Ploiești, am amplasat în zona Gării de Sud, în apropierea magazinului de acolo din zonă, în zona cinematografului și în zona de nord, în apropierea complexului nord. Pe de altă parte, surse de apă potabilă sunt în toate piețele agroalimentare din municipiu, iar pentru creșterea gradului de suportabilitate există pulverizatoare în piețele centru, nord și vest. De asemenea, sunt indicate spațiile în care ei pot intra și în care există climatizare, cum sunt marile lanțuri de magazine. În perioada caniculei, dacă nu aveți o sticlă de apă la îndemână, puteți folosi cișmele stradale din Parcul Halilor Centrale, 9 Mai, Mihai Viteazu, Sala Sporturilor și Parcul din zona de Nord, precum și din pasajul pietonal Nichita Stănescu, Bulevardul Republicii și zona Aurora.